O să de unde dau a un plecat? citat. O să dau un citat. A existat într-adevăr o depășire pe Argeș a indicatorului amoniu. Da, este chiar eu am spus asta. Știu. Iar măsura cea mai rapidă a fost o creștere a dozei de clor, dar nu peste limitele admise de lege. Exact. De aici a început, de fapt, povestea? Nu. A început din data de 29 după amiaza, când stația noastră de alertă, noi avem la 10 km de stațiile de tratare, avem pe râuri, pe cele două râuri, Argeș și Dâmbovița, stații de alertă pentru modificarea indicatorilor din apa de râu. Stația noastră de alertă ne-a avertizat că au crescut valorile la amoniu. Sigur că ce înseamnă asta pentru mine ca cetățean? Iertați-mă, poate n-am foarte multe studii în domeniu. A crescut valorile la amoniu, adică se modifică pentru că este variații tot timpul anului, din cauza temperaturilor, din cauza viitorilor, din cauza ploilor. Există variații tot timpul anului, nu înseamnă nimic. Pentru că pentru dumneavoastră vă interesează ce este din stația de tratare. Sigur că atunci ce înseamnă pentru dumneavoastră? O astfel de creștere vă obligă la o acțiune. Ce fel de acțiune? Ne obligă la niște proceduri și punem în lucru niște proceduri și niște tehnologii. Ok. Prima procedură prevăzută în astfel de cazuri, ca să fii sigur că niciun pic, niciun strop de apă care nu este tratată de amoniu nu trece prin stația de tratare, este să mărești un pic doza de clor. A doua măsură pe care am luat-o, am schimbat alimentarea din râul Argeș în râul Dâmbovița. Adică n-am mai luat apă din Argeș, am luat apă din Dâmbovița. Înainte de a face asta, însă, din ce am reușit și eu să mă uit pe legislație, văzând și reacțiile dinspre Ministerul Sănătății, dinspre DSP și așa mai departe, văd că producătorul, distribuitorul de apă potabilă trebuie să informeze de îndată Autoritatea Teritorială de Sănătate Publică și primăria din cadrul Unității Administrativ-Teritoriale despre neconformitățile constatate. Exact. Ați făcut asta? Da, nu a fost neconformități. Bun. Ajungem la gramatică și la ortografie. Haideți să înțelegem ce înseamnă neconformitate. Adică nu orice astfel de diferență vă obligă pe dumneavoastră să anunțați? Nu pentru alo, DSP, bună ziua, știți, avem o creștere de amoniu, noi urmează să facem o clorinare, dacă este corect termenul. V-am sunat să știți că așa ne obligă și legea. Nu, este o procedură standard de tratare a apei. Se folosește clor pentru dezinfecția apei. Nu e nimic spectaculos în asta. Cred că 99% din statele lumii se folosește dezinfecția cu clor și folosește și în procedere cu amoniu. Deci nu e nimic spectaculos atâta vreme cât dozarea de clor este în limitele admise de legislație. Și a fost? A fost. Deci nu a fost vorba despre o hiperclorinare? Nu. Ce pot să vă spun este că dacă ne referim la 3 probe sau 5 cât au fost luate de Direcția de Sănătate Publică și le raportăm la cele 60.000 de probe pe care le luăm noi, gândiți-vă ce înseamnă 3 probe la 60.000. Adică eu nu pot să declanșez o asemenea nebunie, pentru că 3 probe din 60.000 care pot să fie cu erori au ieșit, ce spun și că noi n-am văzut încă buletinul de încercare, raportul de încercare, au ieșit cu clor mărit. Ok, dar nu declanșezi oprirea apei în București pentru 3 probe la 60.000. Dar pentru câte? Când este semnificativ, asta înseamnă cel peste 3% din valoarea probelor ar trebui să aibă în tot Bucureștiul, nu în câteva puncte din orașul București, ar trebui să fie neconforme. Eu locuiesc în București dintotdeauna, familia mea locuiește aici. N-am cum să nu spun că nu sunt direct interesată de povestea aceasta. În acest moment, nimeni nu prea înțelege nimic. Pentru că, pe de-o parte, dumneavoastră ne explicați că totul a fost în regulă și că ați respectat toți pașii și că probele au fost doar 3 din 60.000, spuneați, mult prea puține, care pot fi cu erori și așa mai departe. Pe de altă parte, Ministerul Sănătății și DSP-ul spun că au existat probleme, au ieșit cu acel apel public explicând că nu este în regulă apa și acuzându-vă chiar pe dumneavoastră de lipsa de comunicare, da? Și de faptul că nu ați ieșit atunci când vi s-a cerut cu un anunț pentru populație. Dacă dumneavoastră pe mine ca cetățean în orașul ăsta nu mă interesează nici dacă dumneavoastră trebuie să faceți comunicarea sau Ministerul Sănătății sau DSP-ul, dacă trebuie să luați 3 probe sau 60.000 de probe, mă interesează să știu că atunci când iau acel pahar de la robinet, pot să-l beau liniștită, că nu voi păți nimic. Dacă dumneavoastră ați primi un SMS de la banca dumneavoastră, să vă spun, scoateți banii și ardeți
că sunt infectați, ați face-o? Nu cred. E comparația cu Ministerul Sănătății sau cu DSP-ul? Nu neapărat. Noi am primit un mesaj pe WhatsApp: dați un anunț că apa este nepotabilă. Cine era emitentul acelui mesaj? Era doamna doctor Ciucă de la Direcția Sănătății Publică. Bun, deci că nu știați putem să... cine este? Știați cine este? Bănuiesc că există o comunicare între dumneavoastră și exact, DSP. Exact, dar nu poți să dai fără un buletin de încercare. Atâta vreme cât noi aveam teste în ziua respectivă, adică vorbim de data de 30, aveam probele noastre, indicatorii noștri măsurați, cum pe baza unui WhatsApp să spun apa este nepotabilă, să închidem apa în București. Și ce le-ați spus atunci celor de la DSP? Noi, exact asta le-am spus. Noi nu putem să închidem apa pe baza unui SMS și un tabel Mititel, am aici datele, dacă vreți vi le și arăt, adică poza de pe WhatsApp și tabelașul, în care spuneau ei, la trei probe a ieșit clorul mare. Deci îmi spuneți în acest moment că, de fapt, sunt probele lor contra probele dumneavoastră? Nu facem nicio comparație. Comparația trebuie să o... Sau nu recunoașteți probele lor ca fiind reale? Nu, noi le recunoaștem pe ale noastre și pot să vă spun că astăzi am auzit o sumedenie de afirmații. Că n-ar fi laboratorul nostru acreditat. Am aici toate acreditările. Menționăm că laboratorul de diagnostic și investigare în sănătate publică din cadrul DSPMB și Laboratorul Național de Referință și Supraveghere Calitatea Apă din cadrul Institutului Național de Sănătate Publică nu sunt acreditate pentru analiza parametrilor indicator gust și miros. La asta vă referiți? Nu. Este comunicatul... Este despre laboratorul dânșilor. Bun. Despre laboratorul nostru s-a afirmat astăzi într-o conferință de presă, cred că a doamnei ministru, că nu ar fi acreditat. Avem acreditările aici, o să vi le las să le vedeți. Mai mult suntem înregistrați în registrul Ministerului Sănătății ca laborator care are permisiunea să facă laboratoare de analiză. Participăm în fiecare an la intercomparări. Anul acesta, anul trecut, de fapt, am făcut intercomparări cu laboratorul nostru cu alte 6 laboratoare din lume, 4 din Spania, 1 din Germania și 1 din Franța, și coeficientul Z, coeficientul care arată rata de precizie a laboratorului, a fost de 99,8%. Deci, incertitudini foarte mici. Noi nu spunem că al lor nu este bun, noi spunem că al nostru este bun și mai spunem că la ora aceasta... Și eu pe cine să cred? Iertați-mă! Vreau să mă ascultați. Mai spunem că la ora aceasta laboratorul la Panova, nu știm alte laboratoare, dar bănuiesc că nu, este printre cele mai dotate cu tehnologie de ultimă oră din această țară. Eu cred că și undeva prin Europa ne mai batem cu cei din Europa de Est. Continuăm discuția noastră. Sigur că primesc extrem de multe mesaje de la oamenii care se uită în acest moment la noi și încearcă de fapt să înțeleagă. Și fac un sondaj. Okay. Domnule Dan Constantin, ce înțelegeți din această poveste? Și vă rog, domnule Steriu, și vă rog, domnule Tinel Gheorghe. În primul rând vreau să vă spun că dacă nu erau comunicările astea, nici nu observam că n-ar fi apa sau că ar fi un semn de întrebare asupra apei. Beau apă de la robinet și eu și familia din totdeauna. Este siguranță că în România apa este potabilă spre deosebire de alte locuri din lume unde sunt avertizări legate de calitatea apei. Al doilea lucru este inflamarea unui scandal. Din experiența asta pe care o am urmărind scandalul în România... Jurnalist cu foarte multă vechime. E să acopere al scandal. Da, la ce vă gândiți acum? Unde-i fenta? Iertați-mă. Cred că era scandalul în floare cu ordonanța 114. Cu cursul de schimb. Deci asta e una din supoziții. A doua, sigur că nu vreau să intru într-o teorie a conspirației. Apa Nova este o companie franceză. Nu? Cu acționariat majoritar francez, da? Există cumva vreun termen de expirare a contractului, de renegocieri cu autoritățile române în momentul ăsta? În 2025 contractul de concesiune își încheie. Bun. Dar din ce știm, există o tensiune între
autoritățile din Franța, mai ales în zona asta a contractelor militare, în momentul de față? Bune informații de adăugat pentru analiza fiecăruia până la urmă. Domnule Steriu. Eu aș vedea-o mai mult. Parcă stați în București, din ce mi-am înțeles. Toată viața mea am locuit în București și am băut apă în fiecare dimineață și pentru cafea și tot ce înseamnă apa. Apa pentru cafea e fiartă, acum știm. Ok. Recunosc că nu am mai băut de mult apă de la robinet. Dar... Da, și eu sunt un consumator de apă îmbuteliată, dar, cum spuneam, și apa de cafea, apa de la gătit, tot ce înseamnă procedurile din bucătărie, este apa de la rețea. Dar povestea asta a mers până acolo, la un moment dat, pe rețele de socializare se vorbea inclusiv despre apa de spălat, adică să nu faci duș cu apa respectivă. Asta este cuvântul cheie, rețele de socializare. Eu cred că avem mai degrabă aici o intoxicare, o abundență. Cum spunea și domnul Constantin, avem o problemă de comunicare mult mai mare decât o problemă de proceduri interne atât la APA Nova cât și la DSP. Poate un pic de superficialitate în zona DSP-ului. Trei probe ce aflu aici față de 60.000 îmi dau convingerea că s-a depășit undeva pragul acesta de a informa către populație pe un subiect absolut normal, aș putea să spun. Am participat în multe țări în Europa și în Statele Unite, în mod special, în zona industriei alimentare, la diverse probe. Am și lucrat în industria alimentară în Statele Unite și știu cât de mult se clorinează, cred că dublu față de România. 4 mg la litru. Avem standarde mult mai dure. Aceste standarde sunt respectate.